Odată cu creșterea inflației, persoanele care sunt lovite de un necaz mare, precum cel al pierderii unei persoane apropiate din familie, vor primi mai mulți bani de la stat. Astfel, valoarea ajutorului de înmormântare a crescut semnificativ pentru o categorie de persoane. Vezi cine va primi această majorare. Anul 2023 vine cu majorări semnificative pentru familiile care și-au pierdut o rudă apropiată, acest sprijin financiar din partea statului fiind oferit ca ajutor de înmormântare. Dacă persoana decedată a fost asigurată în cadrul asigurărilor sociale, rudele acesteia vor primi cu 700 de lei în plus față de 2022, astfel că valoarea acestui ajutor a crescut la 6.789 de lei. Rudele persoanelor care nu sunt înscrise la asigurările sociale și sunt pur și simplu asigurate, pensionare sau angajate, care plătește impozite pentru asigurările sociale, vor primi un ajutor de înmormântare la jumătate, adică 3.395 de lei. Acest ajutor de înmormântare se acordă o singură dată aceluiași membru al familiei care depune cererea și prezintă certificatul de deces în original. Pentru a fi identificat de către asigurările sociale, solicitantul acestui ajutor bănesc trebuie să depună pe lângă certificatul de deces al persoanei în cauză și o copie de buletina sa, urmând ulterior să primească suma de bani cuvenită pentru achitarea serviciilor pentru înmormântare. Decesul unei persoane trebuie verificat și confirmat oficial, astfel că solicitanții acestui ajutor bănesc trebuie să știe că, în perioada de la depunerea cererii și plata ajutorului de înmormântare, inspectorii de la casele teritoriale de pensii, de pe raza județului unde a fost domiciliată persoana decedată, vor verifica dacă informațiile declarate de solicitant sunt reale, iar ajutorul social corespunde sau nu realității. Pentru a beneficia în timp util de acest ajutor de la stat, solicitantul trebuie să țină cont de niște reguli, inclusiv de ce acte are nevoie pentru dosar. Banii se vor primi de la casele teritoriale de pensii după ce dosarul depus va fi analizat de cei responsabili. Dacă demersurile decurg cum trebuie, ajutorul de înmormântare va fi achitat în 72 de ore. Potrivit legii, dosarul trebuie să conțină mai multe acte și anume cererea pentru acordarea ajutorului, declarație pe propria răspundere că aceste cheltuieli au fost suportate integral de către solicitant, declarația pe propria răspundere că persoana decedată avea calitate de pensionar sau asigurat, adeverință de salariat în care se menționează că decedatul era salariat și nu a beneficiat de concediu fără salariu sau absențe nemotivate la data decesului, adeverință de salariat membru familie. În cazul în care persoana decedată era pensionară, iar decesul a avut loc înainte de plata pensiei pentru luna în curs, solicitantul ajutorului de înmormântare poate depune o cerere și pentru pensia acestuia, suma de bani fiind acordată fie în numerar, fie în contul bancar al decedatului sau al solicitantului. Relatează playtech.ro.